Hei, bine v-am găsit, dragilor! Astăzi am un exercițiu foarte frumos, un exercițiu de dicție, care este chiar în rime. Mi se pare foarte interesant și foarte haios. Sunteți pregătiți să începem? Da? Hei, bine, dragilor, de ce ar fi nevoie ca să începem noi exercițiile de dicție? Cine știe să-mi ridice două degețele? Așa, ia spune, de ce avem nevoie? De voință, normal, creion și hârtie, v-ați luat? Bravo! Sunteți pregătiți să începem? Să vă notați exercițiu, da? Bravo, copii, bravo, minunat! Exercițiul nostru de astăzi sună în felul următor. Cele șase sau șapte, cât erau, că nu mai știu. Șapte, hai să spunem șapte. Cele șapte muze cu priviri de zuze scriu ca să se amuze versuri andaluze. Simpatic, nu exercițiu. Simpatic exercițiul de astăzi. Haideți să-l notăm. Da, eu îl mai spun o dată, rar, desfăcut, și voi îl notați și după aceea îl repetăm împreună. Da? Ei bine. Deci, cele șapte muze cu priviri de zuze scriu ca să se amuze versuri andaluze. Iertați-mă, mi se pare foarte haios că ele scriu cu priviri de zuze. Vă dați seama cum, oricum or fi oare privirile alea de zuze, scriu ca să se amuze versuri andaluze. Foarte haios și interesant. V-ați notat? Bravo, bravo. Haideți atunci să încercăm împreună. Rar la început, da? Să nu ne grăbim și după aceea mai repede. Atenție, vă rog. 3, 2 și... Cele șapte muze cu priviri de zuze scriu ca să se amuze versuri andaluze. Bravo! Haideți încă o dată, dragii mei, da? Tot așa, rar, da? 3, 2 și... Cele șapte muze cu priviri de zuze scriu ca să se amuze versuri andaluze. Foarte haios! Încercăm mai repede? Da? Haideți! 2, 3 și cele șapte muze cu priviri de zuze scriu ca să se amuze versuri andaluze. A fost greu? Haideți încă o dată mai repede și dacă îl facem corect de această dată, mai am un exercițiu la fel de scurt și de haios pentru astăzi. Sunteți pregătiți? Haideți! 3, 2 și cele șapte muze cu priviri de zuze scriu ca să se amuze versuri andaluze. Suntem cei mai buni! Niciun copil nu s-a încurcat, sau, mă rog, eu de aici n-am observat. Nici nu stau foarte bine cu vederea, nu pot să-mi dau seama, dar după ureche care nu mă înșeală niciodată. Adică aud greu. Nu am auzit niciun copil care s-a încurcat. Dar mai încercăm o dată și după aceea mergem la următorul exercițiu, așa cum v-am promis, da? Bun, minunat, dragilor. 2, 3 și... Cele șapte muze cu priviri de zuze scriu ca să se amuze versuri andaluze. Nemaipomenit! Nemaipomenit! Ce copii! Ce minunăție de copii! Bravo! Felicitări! Îmi vine să vă aplaud! Bravo! Bravo! Chiar vă aplaud! Bravo! Minunat! Haideți să vă spun și cel de-al doilea exercițiu. Sunteți pregătiți? Da? Bravo! Bun! Atenție, dragilor! Notăm! La început îl notăm și după aceea îl repetăm noi, da? Bun! 5 fine meduze, geometrii confuze cu unghiuri obtuze și ipotenuze. Ce cuvinte! Foarte interesant! Da? Haideți să-l notăm! Hai. Vă spun mai rar, vă spun! Mai încetișor, am înțeles, nu trebuie să vă supărați pe mine că am zis așa repejor. Îl spun mai rar. 5 fine meduze, ai scris? Geometrii. Puiule cu doi i. Așa, bravo. Confuze cu unghiuri obtuze. Nu cu p, puiule, cu b. Obtuze, așa. Și ipotenuze. O să, pentru cei mici sunt niște cuvinte, unele dintre ele pe care le veți învăța mai târziu la școală, nu are rost să stăm acum pe ele, este doar un exercițiu de dicție. L-ați notat? Minunat! Haideți să-l spunem mai repejor, așa cum ne-am obișnuit și până acum. Atenție! 3, 2 și 5 fine meduze, geometrii confuze cu unghiuri obtuze și ipotenuze.
putem să facem și o melodie, un cântecel cu, știe cineva, beatbox. Cine? Cinci fine meduze, go geometri cum fu eu, eu. Dar mă rog, asta vă distrați voi acasă după ce învățați bine exercițiul. Haideți să-l facem o dată mai repede. Da, vă aștept. Ce? Stați, copii, în două secunde așteptăm, le așteptăm pe un băiețel care am văzut că a fugit și s-a dus, cred că, la toaletă. Ai venit? Ei, nu, s-a dus să ia un alt creion. Credeam că a plecat. Nu, e aici cu noi. Haideți. 3, 2, si. Cinci fine meduze, geometrii confuze cu unghiuri obtuze și ipotenuze. Mai încercăm o dată, sunt sigur că veți reuși cu toții. 2, 3, si. Cinci fine meduze, geometrii confuze cu unghiuri obtuze și ipotenuze. Bravo, minunat. Mă rog, se putea mai bine, dar trebuie să repetăm. Vă las pe voi singuri copilași să repetați aceste două exerciții de dicție pe care vi le-am dat astăzi și până data viitoare nu uitați, repetați rar, după aceea din ce în ce mai repede, încercați cu creionaș și între dințișori și o să iasă perfect. La revedere! Vă îmbrățișez cu drag! Pa!